Mamă! Și ele cum au fiert? În dovleac. Adică? Adică, într-o loc de creată, ți-i dovleacul. Și l-a spus încet, l-ați curățat, nu? Sigur, ha? Sigur. Ha? Ba da? Da. Tu le-am văzut în oală. Păi mai am o oală, oală. Făcută separat, dacă nu mă place. Că asta schimbă puțin gustul. Preventiv. Da. Dacă nu vă place din asta. Unde că am văzut? Am văzut pe plină. Că eu văzut o oală, nu știu. No. Avem și o oală. Ce faci, mai transmit și Nu transmit acum, doar înregistrez, nu fac poftă decât după ce mănânc eu. Ca să mă securizez. Deci nu facem așa. Am văzut pe internet dovleac plin cu o sumedenie de minuni făcut de arabi. Hai, te servesc? Da, cum să nu? Stai să dau varza puțin deoparte, să ajung la sarmale, ca să pot să-l iau. Da, la, 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 ta, o iau. Ce bijuterie, ce bijuterie, este o bucurie, ușurel, ușurel, ușurel. Nu, trebuie să dau disarmare și nu pot să forțez nota. Deci l-ați scobit, nu? Da. Și în câte ore? Este curățat cu totul, este scobit 4-5 ore. 4-5 ore, nu? De la foc mic? Da. Aha. Și după ce l-a scobit, a spus sarmalele și umplutura de varză. Ați mai pus ulei ceva? Sau și-a tras din grăsimea fructului? Am pus varză la fund. Aha. Și după aceea... Mirodenia, ați mai pus ceva? Dar ce vrei, rea, cu toată rețeta? Gata, nu mai dat, tac din gură. Vreau să gust ca să fie bine. Uite, aici așa? E puțină șunculiță. Să română, să română. Cât vrei? 4 ți-am pus. Nu, mai gata, să rămână. Mulțumesc frumos. Ajung. A adus piperul. Vai. E mult să-mi spune, mami, să aduc smântână. Da. Vai, ce grozăvini. Îți iei tu... Dau lovitura. Să rămână. Dacă mai vrei, mai spui. Pun puțin hrană, da. Hai să-i fac și o poză, că nu se mai poate. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la sarmalele făcute în dovleac, aproape că nu pot să vă spun decât că sunt bestiale. Cuvântul este blând și metaforele lipsesc, deviz gârcit la un dat în expresivitate, oricât să-i exprima satisfacție, dintr-un motiv cât se poate de limpede. Minunea asta în care se amestecă biochimia cu fizica, cu osmoza, cu... Arta de a folosi cuptorul nu fac decât un singur lucru, să simt satisfacția aniversară a vieții în momentele în care Duhul Sfânt cade și peste tine binecuvântându-te la masă, dar cade și în bucătărie peste bucătăreasă atunci când știe într-adevăr cum să sfințească lucrurile și cum să dea armonia asta simfonică a elementelor care practic ne define satisfacția în viață. Hrana aceea de toate zilele pe care Dumnezeu ne-o lasă. Ce poate fi mai grozav decât să poți la un moment dat să te bucuri de minunea asta caldă, făcută corespunzător la cuptor, după elementele dogoritoare ale poveștii, primordial, precum Iisus a născut în iesle. Lucrurile sunt extraordinar de smerite atunci când simți elementul ăsta de filozofie a vieții. Gândiți-vă ce grozav e. Îmi pare rău că nu vă pot împărtăși din gust, dar vă pot spune cu satisfacție că este un eveniment culinar unic și un lucru despre care toată viața îți vei aduce aminte. Și dacă ramuri bat în geam și se termină anul, eu sarmalele le tot gustam, făcute în bostanul. Bostanul de care vă vorbesc e un instrument cu care vă vrăjesc. Vorbesc în rimă pentru că am pentru voi multă stimă. Și din perspectiva asta nouă, vă împărtășesc și vouă. Aici s-au întâmplat consumații întovărășite de libații. V-am arătat acum și vouă
o sarma în sărbătoare nouă. Acum revenim la versul alb și vă prezint în universul d'alb cam cum arată totul blând atunci când ești la masă stând. Bostan preparator de aur, la cuptor de faur, la temperatură adecvată pentru o mâncare minunată. Se lasă cu șarbă din aceasta albă să scurgă în barbă în iarna d'albă. Acesta este un vin roșu de vrancă adus de moșu, iar sarmaua blândă e cu mirodenii ca să ajungi să guști până la vedenii. Cât este de plăcut, nu pot să nu mă gândesc ce văd, ce miros, ce ascult. A fost adus la masă sfârâitor, avea chiar în umbra vasului pe obraz dogor, este încă parfumat. Nu poate fi decât savurat. Este pregătit în bostan, sarmaua noastră de sfârșit de an. Grozavă cu varză, cu mirodenii mulță o vază, să fie și inspirați pentru anul nou binecuvântați și să se bucure de ceea ce este preparat, că e de la Dumnezeu binecuvântat. Doamne ajută!